Salutare, prieteni! Sunt pe Balta Lilieci. Am decis să vin aici în ultimul moment, că tot am văzut că plouă. Zic, nu prea e timpul favorabil pentru pescuit. Dar văd că a stat și pe la 10, cred că am fost pe Balta. M-am instalat. Momentan cu un feeder și două lansete. Pescari mai sunt, dar nu așa mulți. Mai era un băiețaș dincolo pe malul celălalt de la undiță. M-am întrebat pescarii înainte pe baltă. Nu prea au prins, decât câțiva cărășei. Dar știți cum e, dragi pescari, speranța moare ultima. Așa că suntem în așteptare și vedem ce o să iasă. Ne vedem mai târziu. Pare că avem un cărășel frumușel. Se vede? La vierme. Vedem ce mai urmează. Este ora 1, am rămas cu acel caras, au mai fost ceva trăsături, dar foarte anemice, nimic concret, deci niciun crap momentan, nici măcar vecinii. Vreme înnorată, bate un pic vântul, dar ar fi trebuit să se arate crapul, dar se lasă așteptat. Deci ce să facem? Îl așteptăm. Se pare că alarmă falsă. Este ora 5 și un sfert. Prins o ciortănică mică, îi vom da drum. Cam atât, prieteni, pe ziua de azi. N-a fost o zi bună. Doi carași și un crap. Un crap, un ciortan, vai mama lui, care l-am eliberat.
Asta e. Data viitoare sper să fie mai bine. Acum, ce să zic? Se mai întâmplă și eșecuri. Ideea e să fii prezent aici, pe baltă, să faci ceea ce îți place. Și dacă vă place canalul meu, abonați-vă cu încredere, pentru că în acest an voi posta multe filmulețe pe bălțile unde voi merge în continuare, atât prin zona Bucureștiului, cât și în țară. Deci abonați-vă cu încredere și veți avea ce vedea. Mulțumesc, la revedere!